Cancelaria de stat a atacat în instanță decizia Consiliului Municipal Chișinău, prin care primarul a fost împuternicit să stabilească noile tarife pentru transportul public. Potrivit Cancelariei, edilul nu are dreptul legal să modifice aceste prețuri, întrucât este atribuția aleșilor municipali. Pe lângă asta, Cancelaria a constatat că la elaborarea acestui act nu au fost făcute expertiza juridică și cea anticorupție. Oficiul teritorial, constatând ilegalitatea actului, solicită anularea actului, dar pe parcursul examinării cauzei solicită suspendarea producerii efectelor actului administrativ pentru a nu prejudica beneficiarii acestui act administrativ. De cealaltă parte, primarul Ion Ceban susține că decizia CMC, prin care a primit împuternicirea de a stabili noi tarife, nu contravine legii. Un atac, eu zic, fără precedent a guvernării PAS, ceea ce fac ei ca să-și bată joc în continuare de locuitorii municipiului Chișinău. Argumentele invocate sunt de-a dreptul absurde. Da? Fac referință la expertiza anticorupției, care de fapt există și este semnată de către colegii noștri. În replică, purtătorul de cuvânt al Partidului Acțiune și Solidaritate, Aurica Jardan, ne-a spus că PAS nu are cum să atace o autoritate publică legală și că există proceduri care trebuie respectate. Dacă anumite proceduri au fost încălcate, trebuie să se expună instanța, a adăugat reprezentantul Partidului de Guvernare. Ion Ceban este nemulțumit că funcționarii de la Cancelaria de Stat au mers direct în instanță și spune că din 1 iulie călătoria cu autobuzul și troleibuzul oricum va costa 6 lei, întrucât peste 15.000 de oameni deja și-au cumpărat abonamente de tip nou. Cancelarea de stat, care de fapt trebuie să notifice dacă vede vreo problemă, eventual, probleme nu sunt, dar dacă vede vreo problemă, trebuie să notifice primăria, iar primăria să răspundă în termen de 30 de zile. Iată că este adresat în instanța de judecată ca să anuleze. Și asta este o procedură specială, potrivit prevederilor legii privind administrația publică locală, articolul 69, care prevede că oficiile teritoriale se pot adresa nemijlocit instanței de judecată. Totodată, oficiile teritoriale au posibilitatea să solicite prin această cale și suspendarea actului administrativ. Potrivit unei dispoziții semnate anterior de primarul Ion Ceban, din 1 iulie călătoriile cu autobuzul, troleibuzul și microbuzul vor costa 6 lei. În afara Chișinăului, la maxi-taxi va fi un tarif de 40 de bani per kilometru, dar nu mai mult de 12 lei biletul.